Formația de volei masculin, Remat Zalău, a pierdut cu scorul de 3-0 primul meci disputat în fața propriilor fani în acest sezon de Liga Campionilor. După un prim set destul de echilibrat, pierdut de zălăuani la 22, rușii de la Zenit și-au arătat valoarea, câștigând fără probleme setul 2. A urmat un set 3, pierdut pe final de Remat cu scorul de 22-25. A fost un meci în compania unei echipe foarte puternice. Cred că în anumite momente ne-am ridicat la înălțimea adversarului, dar s-a văzut până la urmă că experiența și valoarea jucătorilor de la Kazan și-au spus cuvântul și au făcut treaba pentru care au venit aici, adică au câștigat în 3 seturi. Dar noi suntem bucuroși că am făcut un meci bun și sperăm ca cu ceilalți doi adversari mai accesibili să câștigăm și seturi și chiar meciuri. În primul rând, diferența a făcut-o valoarea jucătorilor, de ce să nu fim cinstiți, dar am avut și noi șansa noastră primul set, când puteam să lungim jocul, dar diferența a făcut-o, repet, încă o dată, valoarea și atât. Au fost câteva emoții pe finalul celui de-al treilea set. Da, sigur, ei probabil s-au relaxat, s-au văzut mai devreme câștigători, iar noi am jucat fiecare punct, de aia suntem și bucuroși pentru că am reușit unele faze de un volei de calitate și când nu au fost atenți, noi bineînțeles că ne-am apropiat atât cât ne-a permis joc. Ceva despre atmosferă? Sigur, se putea un pic mai bine, dar noi mulțumim publicului care a fost prezent. Nu jucăm în sala noastră, iar pentru zălăuane e foarte dificil să vină pentru că este o zi de marți, dar noi ne mulțumim celor care au fost prezenți pentru că le-am simțit căldura și aplauzele. Prezența zălăuanilor în Liga Campionilor nu a stârnit interes din partea băimărenilor, publicul din sala sporturilor la Scărpană fiind format în proporție de 80% din sălăjeni.